Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la un nou episod din Culisele Mia. Ale, spune-mi și mie ce am făcut luna asta. Oh, ce n-am făcut luna asta. Sunt atât de multe lucruri de spus, de fapt. Am început noile studii pe Zoom și avem foarte multe grupe. Ca să știți și voi, am trimis în jur de 180 de cărți până acum. Asta celor mari și celor mici. Avem două tipuri de grupe. Și am lucrat săptămâna asta o nebunie totală. Să trimitem foarte multe scrisori. Care sunt? Chiar aici, după cum puteți să vedeți. Trimitem celor de la Iacov, celor mici, apoi celor mari și toate sunt pentru a-i ajuta. Este despre cum să spui mărturia, să îi ajutăm să-și pună mărturia dacă nu și-au spus-o niciodată. Cum să... Celor mici le-am trimis, de exemplu, o scrisoare de evangelizare, ca să ne asigurăm că ei, de fapt, au o relație cu Dumnezeu. Și o altă scrisoare este ora liniștită. Este foarte important pentru noi să știm cum să petrecem timp zilnic cu Dumnezeu. Sau mai degrabă, că ar trebui să petrecem timp zilnic cu Dumnezeu. Hei! Ce faci, Lore? Bine, sunam! Da? Uite aici cu... cu Mia? Da! Bună, Mia! Acum stăteam și editam videoclipul și, de fapt, pe Buddy nu-l cheamă Mia, ci-l cheamă Buddy. Ups! Ia spune și mie ce faci. Uite, mă bucuram de timpul pe care l-am cu acești participanți. Nu știu, e un sentiment foarte plăcut să... stai să auzi și entuziasmul pe care l-au să participe, e o mare bucurie. Nu știu dacă și tu simți la fel, dar da. Pentru mine este. Ia zi-ne, Teo, ce faci astăzi? Astăzi vorbim cu, să zicem, cei care sunt în baza noastră de date, pe care am adunat noi de-a lungul timpului. Și încercăm să-i contactăm, să vedem ce mai fac, ce s-a mai întâmplat, de când nu i-am mai văzut fizic și tot felul de informații de genul ăsta. Eu personal mă bucur să-i aud din nou, știind că nu m-am mai văzut cu ei de o grămadă de timp. Și sunt destul de sociabil și ei și se vede că le lipsește tabăra și lucrul ăsta ne bucură, desigur. Și abia așteptăm să-i vedem. Așa că dăm telefoane și mergem înainte. Super! Am la tine, cum merge treaba? La mine nu prea merge treaba. Încerc să fac niște SEO pentru website, însă am rămas fără puțin content și trebuie să-mi cap niște informații care să le bag în spate la imagini, alt și chestii de-astea. N-am avut un tricou albastru la începutul videoclipului. Ah, nu mai contează. Vreau doar să vă spun, în încheiere, că suntem foarte recunoscători pentru anul 2020. Am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru în viețile adolescenților și tinerilor din România. Acum suntem foarte entuziasmați să vedem ce are Dumnezeu în plan pentru anul 2021. Nu uitați să apăsați butonul de like și share și vreau să vă las cu o provocare. Scrieți-ne în comentarii pentru ce sunteți recunoscători în anul 2020. La revedere!